La Senso TV, prin programul Catena pentru Artă, vă prezentăm cele mai fascinante ateliere ale artiștilor bucureșteni. Suntem pe strada Alexandru Donici, în atelierul pictorului Bogdan Vlăduță, unul dintre cei mai expresivi pictori ai generației sale. A beneficiat de bursa Academia di Roma, a primit premiul Fundației Anastasia pentru pictură, este doctor al Universității Naționale de Arte din București și a predat în calitate de lector universitar în cadrul aceleiași instituții. Lucrări semnate Bogdan Vlăduță se găsesc în colecția Muzeului Național de Artă Contemporană, Muzeului Național de Artă Recentă, colecția de artă a Casei Regale a României, colecția Fundației Anastasia, colecția Ronald Pizzuti, Stanley Hollander, Peter Robbins, Vincent Bazin și Daniel Ștefănică. Pictura e o oglindă a spațiului tău și mi-aduc aminte ce îmi spunea dintr-un dialog Ion Grigorescu, când, văzându-mi câteva picturi, îmi spunea: apoi, ăsta e cel mai bun loc unde să-ți expui lucrările. De ce? Pentru că atelierul le-a moșit, atelierul e cel care a strâns luminile și tot cumul ăsta de forțe, puteri pe care poți să le organizezi într-un cadru de pictură. Prin urmare, e mai mult decât o bucătărie, adică un loc al facerii. E și un loc unde mă simt bine, e limpede lucrul ăsta. Sorin Dumitrescu iar îi spunea: domnule, tu trebuie să ai o soție care să nu fie geloasă pe amanta ta. Am zis: hopa, ce vrea să spună? Și îmi spunea imediat: domnule, amanta este pentru pictor pictura și atelierul. E ca nava pe care o părăsești ultimul. Deci tu ești capitanul ei și, domne, lumea pleacă, în jurul tău ești din ce în ce mai singur și probabil că asta se întâmplă în cursul vieții. E un natural al vieții. Părăsești ultimul acest spațiu. De multe ori am vrut să trădez spațiul ăsta, pentru că îmi plăcea atelierul unor prieteni pictori, colegi pictori, care era mult mai vast. Era pe modelul atelierului american, de hală vastă, unde dintr-o dată puteai să lucrezi la două pânze mari, cum e asta din spatele meu, dar nu una, ci două, poate chiar trei. Prin urmare, un spațiu unde te lăfăi și te simți foarte confortabil. Numai că eu ader mai degrabă la ce spunea un pictor, probabil Dalí, nu mai țin minte foarte sigur: trebuie să te strângă un pic pantofii când pictezi. Am fost tras în tema despre Van Gogh, provocat de Sorin Dumitrescu, maestrul meu. Van Gogh e un model de monah, pentru că dacă pui alături monahul și pe Van Gogh, și într-un caz și în celălalt, pictura lui, felul în care se exprimă, e în sărăcie. E o alegere pentru mediul ăsta. Pictura, și în cazul lui Van Gogh și în cazul monahului, se face jertfind, adică rupând din tine, ca la Horia Bernea, vise și o tindere către ceea ce s-a pierdut la artistul contemporan, cadrul, contextul favorabil și dispoziția pictorului pentru o pictură ascetică, cu sacrificii, cultul pentru sacrificii, sărăcia, răbdarea, țintele înalte. Am stat de vorbă cu pictorul Bogdan Vlăduță. Atelierele sunt povești fără sfârșit. Vă invităm să le vizităm împreună.